este o vârstă critică la care cineva alege să înceapă să consume droguri sau la orice vârstă putem să cădem în această capcană a drogurilor? Oamenii încep să consume la orice vârstă, însă este foarte periculos în adolescență, atunci când creierul nu este suficient dezvoltat sau matur. Adesea, de la 12 la 25 de ani, pentru că este foarte greu să scapi de o dependență care se instalează la vârsta aceasta, însă oamenii devin dependenți la orice vârstă. Și atunci este bine să ne informăm și mai ales ca părinți să îi observăm pe copiii noștri. Cum îi pot ajuta părinții pe copiii care deja au început să se drogheze? În primul rând ar trebui să-i ducă la un specialist, pentru că problema apare în momentul în care părinții mușamalizează acest lucru. Caută să nu îl trateze ca pe o problemă sau neagă. Adesea devin dependenți copiii din familiile cu părinți dependenți și fumatul este o dependență, dependența de tutun. Se consumă foarte frecvent alcool în societatea noastră și asta este tot o dependență. Ca părinte nu ai o autoritate să îl ajuți pe copilul tău în momentul în care tu însă ți ești dependent. Și atunci e bine să mergem la specialist, să mergem împreună cu copilul pentru că trebuie să înțelegem, oricum până la vârsta majoratului, copiii nu pot veni singuri la terapie, trebuie să fie însoțiți de părinți. Ați întâlnit cazuri în care părinții au venit să vă ceară ajutorul pentru că fiul sau fiica se droghează? Până la vârsta majoratului, părinții cer ajutorul. După aceea, chiar dacă părinții cer ajutorul și adolescentul sau tânărul nu vrea să vină în terapie, nu au ce să facă. Însă, adesea apelează părinții. Terapia se face cu persoana care este dependentă, implicând în același timp și familia, care sunt cei codependenți. În terapia dependenților, familia și cei din jur, cei cu care locuiești, se numesc codependenți și au nevoie și ei de terapie pentru a înțelege ce să nu mai facă de multe ori ca să îl ajute pe cel dependent să rezolve problema. Și ce ar trebui să nu mai facă? Ar trebui să nu-i mai explice de foarte multe ori, ar trebui să nu-l mai critique, ar trebui să îl înțeleagă, să-l asculte, să accepte faptul că copilul adesea este dependent și să apeleze la specialiști. De aceea îi trebuie să vină la terapie pentru a înțelege ce să nu mai facă. Nu trebuie să explici unui om de foarte multe ori că ceva este nociv, însă când tu faci de-a lungul vieții copiii, fac ceea ce se face în jurul lor, nu ceea ce se spune. Și este un comportament pe care îl învață. Eu, ca părinte, dacă sunt dependent de ceva, nu pot să-l conving și nu pot să fiu credibil în fața copilului meu că o dependență este nocivă. Și atunci trebuie să vin eu să-mi recunosc propriile mele probleme și apoi să îl pot ajuta de multe ori nemai criticându-l sau nemai fiind atât de supărat sau de frustrat că lucrurile nu se rezolvă, pentru că nu se rezolvă într-o ședință, două, de multe ori nici în 6 luni, poate într-un an și adesea în 2 ani.